Salutări, prieteni! Warbringer aici, mă întorc cu un nou request, sau mai bine zis, așa cum v-am promis, apar cu requestul din partea lui Zenith. Și Zenith joacă de pe alt cont, cred că ăsta este Carl von Clausewitz, da? Și se pare că vom avea un match Double Panzer Elite, doamne cât de rapid merg răhățelele astea, Double Panzer Elite versus un brit și un american. Panzer Duck Noob este aliatul lui Zenith în această partidă și de partea aliată trecem să prezentăm și acolo jucători. Este vorba de Factor Now, pentru britanici Factor Now, iar pentru americani este Chapuis Arm. Da, deci nu știu, probabil o fi franțuz tipul. Pe aici, pe ce, dacă l-ați urmărit, ați văzut cam ce planificau germanii. Și, pardon, apropo, a fost un request din partea lui Zenith, sau mă rog, mi-a mai trimis un replay și am hotărât că o să-l aduc și pe ăla. Deocamdată urmărim primul request din partea membrului comunității noastre, după care o să-l aduc și pe al doilea, probabil peste o zi, două. Ne întoarcem la match. După cum bine știți, pe Wolfhetze lucrurile încep să devină destul de violente încă de la început și vedem aici o primă, sau un prim angajament între aceste trupe britanice versus o trupă de Panzer Elite băgată în gara din Wolfhetze. Aliatul lui Zenith vine aici la întărire. Mare atenție cu acest Kettenkrad, Panzer Duck Noob. Și trupele aliate încep să fie, sau mă rog, să simt un pic presiunea. Ideea e că sunt safe britanicii, deoarece camionul a fost poziționat și benzina este a lor, da? Și de obicei când se poziționează pe benzină camionul la britanic, chestia asta înseamnă că vor să rașie un Stuart Tank. Rămâne de văzut ce răspuns vor putea să aibă cei doi indivizi care joacă Panzer Elite, Zenith și aliatul său. În rest, pe hartă, Ketanul lui Zenith se cam odihnește și ar fi putut să meargă și să ia de aici și de aici benzina. Să vedem dacă asta va face. Momentan aloc aici Zenith o trupă de Panzer Grenadiers pentru a putea să se ocupe cu acești britanici, cu această secțiune de infanterie sau infantry sections britanică, și mai alocă una pentru că e greu cu ăștia, deci some tough sons of bitches britanici ăștia. Ketanul lui Zenith va lua acest punct de victorie și bine face, iar pe flancul ăsta lucrează aliatul lui Zenith și rămâne de văzut ce o să fie. Nu știu unde, ce Dumnezeu face americanul pe bun acum. Pare acest jeep și scoate rifleman. Damn. Nu au auzit băițașii ăștia de sniper și BMG-uri și mortăruri? I don't know, man. I really don't know. Două trupe de infantry sections aici charge-uind acești Panzer Elite. Dar, sincer, deja mă dezamăgesc aliații. Sau, mă rog, ce e aici, Dumnezeu? Ba nu, ăștia-s britanici amândoi. Două trupe britanice. Mă dezamăgesc aliații pentru că nu merg cu acel sniper care ar fi fost, cum să zic eu, no fucking counter pentru Panzer Elite. Jesus H. Christ, nu înțeleg decizia luată. Nu o să iasă deloc bine pentru aliați, presim chestia asta, repet, nu m-am uitat pe replay-uri, nu știu ce se întâmplă, cine câștigă și mai departe, însă decizia de a nu merge sniper versus acel weapon support center versus double panzer elite, oh man, se iasă nasol. Bun, acești riflemen duși la un efectiv de 2 oameni din 6. Și ne uităm aici la o bătălie destul de interesantă între aceste trupe de Panzer Grenadier și momentan mai rămâne un singur infantry section, unul a trebuit să se retragă, cel Reconnaissance Squad. Da, sunt șocat, continuu să fiu șocat, dar la alegerea cu de America, mă rog. Un tier 3 rapid din partea lui Zenith, Armor Car, se va produce de acolo. Chipul ăsta destul de nervant, însă nu cred că a reușit să facă prea multe, se prea poate să fi, nu, n-a făcut niciun kill. Credeam că i-a distrus Ketanul lui Zenith, nici vorbă de așa ceva, și
Momentan, trupe germane, în afară de ăsta de aici, mai apar încă două trupe de panțări elite ale lui, lui Zenit. Riflemen imediat se retrag, bună decizie. În schimb, flancul ăsta drept o să cadă sub, o să fie decapped resursele astea pentru panțări elite. Însă, după cum bine vedeți pe hartă, mișcările de trupe imediat băiețașii se mobilizează. Haideți să vedem ce o să iasă. Benzina asta este deja sub dominație britanică. Și ce avem aici? Avem și o mină. Mare atenție, și avem și jeepul ăsta. Nu cred că Zenit ar trebui să mai stea pe aici. Ar cam trebui să se retragă cu ea acum. Sau? Nu. Adevărul e că doar jeepul ăsta până la urmă se retrage. Și pe flancul ăsta, britanicul și-a făcut treaba, cam cucerit tot ce însemna resursă pe acolo, panțări elite ăștia au încercat să facă un alta. Și avem și sniper până la urmă, s-a mers și acel Rex și s-a mers și acel sniper, mare atenție! Și nu ia mina, ba, a luat până la urmă mina și distruge sniperul, prieteni, distruge sniperul, gata! S-a pierdut și sniperul, dar s-a pierdut și unitatea aia din partea lui Zeni, nicio problemă, aliatul său, Panzer Duck Noob, are și el un armor car și, având în vedere că amândouă câmpurile de mină au fost distruse de către armor carul lui Zenit, chestia asta de la Duck Noob o să reușească să pună ceva presiune pe trupele astea care sunt majoritar de infanterie, prieteni. De-abia acum ajunge acest Fear Support Rock din partea lui Factor Now și mare atenție deoarece americanul a mers și pe Rex și pe acest Weapon Support Center. Singurul care va putea să ofere blindate ușoare este britanicul și mă refer la acel Stuart Tank. Întoarce pe flancul ăsta unde britanicul a făcut destul de multe pagube în materie de resurse, furând atât de mult teritoriu. Armor carul ăsta și acești panță grenadieri cu Sturmgewehr reușesc să împingă trupele britanice. Mai vine un squad de infantry section acolo și Zenit anunță faptul că va obține un AT half track, o chestie din aia foarte, să spun așa, fragilă, însă cu o abilitate demențială, Threadbreaker-ul ăla, și Zenit în ultimul moment reușește să se retragă cu acei panțări în diers, doar unul au mai rămas. Acest armor car este cam unul, ba nu, sunt două armor cars din partea lui Duck Noob și acești riflemen ar fi putut să facă mult mai mult damage dacă ar fi avut acel upgrade de BR, din păcate nu o lau și Ketenul ăsta, damage de engine pe el, Zenit tati. A mers Luftwaffe Doctrine, domnul Zenit. Haideți să vedem rapid ce a mers și Panzer Duck Noob, dacă știm chestia asta, nu, momentan nu știm. Trecem și de partea aliaților și vom trece la Factor Now, care este britanic și care spun eu că va putea să facă cel mai mare damage în acest moment al meciului. Să vedem dacă se hotărăște să scoată acel Stuart, exact, îl scoate. Karl von Clausewitz, adică Zenit Mines. Spune Mines și probabil că se referă la minele lui Chapuis Arm, care este americanul. Ketenul ăsta reușește să scape de acolo și britanicii din nou încep asaltul asupra acestui flanc. Însă să vedem ce va reuși să facă cu acest Stuart Light Tank. Domnul Factor Now este crucial să țină în viață, pentru că altcumva aceste mașinuțe blindate, aceste armor cars, deja sunt 3 la număr. Și două, unul este, un armor car este al lui Zenit, mare atenție, nimeni vehicle button, dar nu exista cover în zona asta, nu prea aveai ce să faci, eventual de aici de după gardul ăsta. Și sper că nu va face un charge total inutil cu acest Stuart și apoi să-l piardă, mare atenție, haideți să vedem unde este acest Light 80 half track. Și britanicul rămâne momentan acolo cu Stuartul. Bună treabă, nu vrea să împingă linia, știe că până acum îl va aștepta ceva, te nu există să nu fie adus pe câmpul de luptă un counter pentru acest Stuart. Și ce face americanul? Americanul se pare că va juca infanterie. Ba nu, scoate și el un motor pool. Marder sună, anunță Duck Noob.
Britanicii pe flancul ăsta drept iarăși au luat benzina. Opa, și Duck Noob joacă acel scorchert. Deci vom vedea și ceva humăluri, sper, și focuri de altirere și mai departe. Mare atenție cu aceste armor cars, dar ce frumos vine Zenith. Și ia un sticky bomb, immobilized acolo și nu știu de ce nu au fost descoperite minele astea de către acest Ketan. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Dacă nu, mare atenție cu aceste armor cars. Apare jeepul, să nu spui că jeepul o să omoare acest armor car, nu nici vorbă. Mulți panțări grenadiers acolo se pun să repare. O să trecem imediat și de partea lui, cum noi îl cheam pe ăsta, șapui arm. Dar pentru că momentan nu știm ce doctrină și-au ales aliații, prieteni. Știm exact doctrinele lui, doctrinele germanilor, a lui Zenit este Luftwaffe, a lui Duck Noob este acel Scorched Earth. Și nu știm ce și-au ales domnii aliați. Două stewarduri acum din partea lui Factor Now. Decizie interesantă, probabil văzând numărul ăsta atât de mare de armor cards. Există și un murder acum, deci lucrurile se vor complica încet și sigur pentru aliați. Nu știu ce va putea să facă cu aceste stewarduri, mai ales dacă aceste armor cards vor face blocul ăla la pettingul AI-ului. Până la urmă se retrage out of control acel cat and immobilized stewardul ăsta și murderul ăsta va putea să-și facă treaba. Am vrut să spun încet și sigur, nu, din vreo 3 lovituri probabil o să-l dea jos. Haideți să vedem. Bam, un steward a căzut. Bună treabă, frumoasă completare. Arată cei doi jucători de panțării. Doamne Dumnezeule, ce nebunie a fost acolo. Un infantry section aproape eradicat. A scăpat cu un singur om și nicio șansă să intre acolo cu trupele astea de infanterie. Stewardul ăsta, nu știu, nu prea-i place viața. Sau lui Factor Now. Factor Now s-a supărat pe crurile astea de Stuart Light Tank-uri. Ce se întâmplă aici? Americanul blobuie, frate, și are un T-17, dar ar fi putut să pună atât de multă presiune cu T-17-le ăla și cele două Stuart Light Tanks dacă nu le-ar fi pierdut aliații. Și acum tot flancul ăsta drept cade iară sub stăpânire germană. Problema e că a apărut AT-urile astea din partea lui Chapuis. Și ar cam trebui unul din acești jucători de panțări să aducă pe câmpul de luptă acel Mortar Half-Track și cât mai repede, pentru că eu, unul sincer, văzând câte armor cars sunt și câte blindate au cei din panțări, aș încerca să aduc vreo 3 AT-uri așa, doar să fiu safe. Da, și deja încercarea asta de a intra cu acel AT Half-Track, nicio șansă, AT-ul ăsta aș spune cuvântul. Și deja încep să-și facă apariția pe câmpul de luptă și squadurile astea de sappers. Momentan, din câte văd eu, sunt 2, să deschidem rapid harta tactică. Da, 2 sunt momentan și deja linia este împinsă de către aliați. Unde se aud exploziile alea? Aici. Capitanul ăla imediat o întinde de acolo, nu vrea să-și ardă pantalonii în fund. Două T-17 momentan. Se încearcă din răsputeri apărarea acestui punct, pentru că panțărit îl vrea. Sniperul ăsta deschide și el focul și nu există răspuns momentan din partea celor doi jucători de panțărit. Aceste Ketan-uri vor încerca să-l descopere. Ne întoarcem aici pe flancul britanic unde cine a încercat să facă ceva panțăr, dacă nu, mare atenție, și a făcut upgrade-ul de tier 1 pentru a mai suplimenta cu un om squadurile astea de Panzer Grenadiers. Și avem da. ce frumos a fost faza asta. Jeepul care capturează punctul ne indică faptul că americanul a mers armor, da? Deci o doctrină foarte frumoasă, un armor care a căzut acolo și blobul ăsta britanic ia și el destul de multe pierderi, însă
se încearcă din răzputeri, distruge acel armor cast, nicio șansă. Apar din spate acești Panzer Grenadiers sau Soul Grenadiers care vor face un sandwich destul de frumos. Ideea este că mai sunt suportați și de acești Panzer Grenadiers și de acest armor car. Sniper, nu, erau indivizii ăștia care au făcut snipe. Și ne întoarcem și aici pe flancul americanului, unde a apărut deja cel Mortar Half-Tech. După cum se poate vedea, s-a și tras un incendiary round. T-17-ul astea intră in full mode. Marderul ăsta, într-adevăr, poate să-și spună părerea. A căzut deja un T-17, dar nu înțeleg de ce nu se bagă cu aceste armor cars pentru a putea să... What the fuck is this? De ce-i cu, ce-i cu fumul ăsta? Da, mă rog, era de la cum se trăgea cu acel mortar. Da, foarte frumos și-au respins acest puș cu 3 T-17 germanii. Bravo, beți! Deci, cum spuneam, bună completare din partea celor două echipe de panțărit, în schimb. Foarte mult teritoriu pentru aliați, da? Însă au pierdut enorm în ultimul puș. Atât britanicii, ca să nu mai zic de american, da? Sincer, nu înțeleg de ce a făcut acele T-17 când trebuia să facă AT-uri și încet, încet să împingă linia. Haideți să trecem și de partea lui și apui arm pentru a vedea exact ce se întâmplă. Începe să construiască acest machine gun emplacement când există un mortar half-track pe câmpul de luptă. O decizie complet, nu știu, eu nu o înțeleg. Să fiu sincer, nu are rost să mai investești nici manpower și nici benzină în acel machine gun emplacement care o să devină țintă principală la acele mortar half-tracks. Bun, nu înțeleg de ce nu începe să-și facă și acel upgrade de BAR și să producă doar AT-uri, ar fi o treabă. Și vedem un thanks aici din partea lui Panzer Duck Noob, nu știu exact de ce. Marderul ăsta lui Panzer Duck Noob, lui Duck Noob, are 2 kg de infanterie și 4 kg de infanterie de vehicule ușoare, îmi cer scuze. Și deja britanicul începe să-și facă un pic de emplacement pe aici, însă marderul ăsta n-o să lase chestia asta și a căzut acel emplacement. Dar și după cum ne spuneam, se începe încet și sigur bombardarea poziției americane. AT-ul ăsta trebuie să se retragă, a suferit ceva pagube. Și aici vedem o chestie care seamănă cu un melc destul de mare, care încearcă să ajungă dintr-un punct A într-un punct B, însă cu viteza lui nu cred că o să poată să pună foarte multă presiune. Vor fi pregătiți germanii, cel puțin sper că vor fi pregătiți. Și mare atenție, Mortar Half-Track-ul ăla, cât pe acest fie distrus, s-a tras cu armor piercing shells. A pierdut și americanul un T-17 acolo, dar frumos jucat, venit pe aici pe flancuri și mai departe. Doamne Dumnezeule, cât a distrus marderul ăsta. Catenul foarte frumos din partea lui Duck Noob. Și unde-i Zenith, frate? Unde-i voi? Zenith? Ăsta-i Zenith, da, ăsta-i Zenith. Exact. Mare atenție la marderul ăla, nu vrei să-l pierzi de la acest AT care iarăși trage cu armor piercing shells. Și pierderea acelui Mortar Half-Strike, frumos jucat de către americani. Să ne uităm și la punctele de victorie. 429 pentru aliați, 365 pentru germani. Știm faptul că jucătorul american a mers pentru doctrina armor. Haideți să vedem dacă domnul Factor n-au și ales pentru numele Dumnezeu odată vreo doctrină, nu știu. M-am săturat să stau de partea lui, o să trec iarăși de partea lui Zenith. Zenith, Luftwaffe, poate să cheme acel Wirbelwind pentru a mai stăvili hoardele. Însă momentan sunt trupele astea de infanterie care cu acești Sturmgewehr vor putea să mai killerească încă un squad întreg de Rifleman. Și acest armor car din partea lui Zenith, a căzut sniperul. Bună treabă și pentru care și vet defensiv. Ce urâtă chestia cu stun, cred eu că va scăpa pentru că există suportul acestui martyr. Exact, foarte frumos joacă cei doi jucători de Panzer Elite.
Dar cine apare pe câmpul de luptă, prieteni? Cine apare? Pun pauză. This motherfucking beast. Acest techhound, god damn you. Mașinuță care nu se oprește din tras. Trage, frate, trage și nu se mai oprește. Este un bug sau o creatură a morții. Acest techhound, dracu să te ia de mașină nenorocită. Nu te mai oprești. Și ci că, da, de sărbători am jucat cu DVM. Am avut un match de 1v1, eram peste el. Nu mai știa ce să facă. Și ce a început individul să-mi facă? Ca să câștigam, am scos Techhound-uri și am scris, zic, băi, DVM, deci ai ajuns și tu să joci cu Fakehounds din ăstea? Păi ce să fac, că numai așa pot să bag Grand Spam-ul. Zic, frate, ce Grand Spam, că am un squad de Grenadiers. Da, deci nu mai puteam Volk și mică să pia tot. Și te-am spus după aia, băi, frate, hai, GG, la revedere, drum bun. Da, enervante unități și... apar și în acest meci. Sper că Zenici cu aliatul său vor putea să se ocupe de ele mai bine decât am putut să o fac eu cu Wehrmacht-ul. Dau drum mai departe la replay. Îmi place această droctină de Scorched Earth Trap aici. Și aici. Deci bună treabă făcută de rață, de duck. Și-a pus cam peste tot amprenta. Și ce înseamnă să stai, să aștepți până se termină explozia. Și asta îi dă timp lui Zenit să apară aici cu acest virbălvin mare. Atenție! Cum a apărut acolo, cum a luat niște shot-uri de la acești piatiști, sappers. Și Zenit spune, holy shit, man, back in the fuck out of there. Pentru că e nasol ce o să... sau ce vine din partea trupelor britanice. Și din nou mă atrag atenția asupra faptului că se cam ține de americani și, sau mă rog, de aliați punctele astea de victorie. Și acum se pare că avem parte de un asalt și din partea britanică și din partea americană, tot cu T-17-urile astea, immobilized acolo. Să încerc să urmăresc ambele atacuri, să încerc să iasă. Nu știu dacă acest armor car este într-o poziție foarte bună. Artilerie acolo, deci să se fi mers acel doctrin de artilerie și T-17 să rămână acolo. AT-urile sunt împise și ele mă întorc și aici să văd exact ce se întâmplă. Damage de engine, shotul ăla de artilerie a căzut. Să nu fi fost cumva commandos pentru domnul Factor. N-au rapid, trec la el. Ba da, a mers commandos, prieteni. Exact, a mers commandos. Ne întoarcem la... hai să mergem și la Duck Noob. Îmi place de el. În curând se vor putea chema acele pantere. Nu știu ce vrea să zică cu chestia aia. Poate ne lămurește Zenit aici ce vrea să-i spună. În fine, ideea e că au apărut sau mă rog, a apărut Panther grupul sau pot zici că au apărut Panther-le din partea Panther-le. Și Duck Noob le spune că Sector Art este ready. Ce o bună treabă că știm și noi ce se întâmplă. Dar nu-mi place că Duck Noob nu și-a făcut acel heal pentru trupele de Panzer Grenadiers. Da, nasol moment, nu înțeleg de ce nu-l face. Probabil a vrut sărașul el aceste aceste pantre. Nu. Și se dă și acest sector arti. Însă se iese la timp. Exact. Aici britanicii au pierdut ceva, probabil ce este aici? Un piat. Da, e un piat acolo. Și haideți să vedem ce o tără să facă britanicii. Britanicii construiesc un 17 pounder AT gun. Păi da, ce puteau să fac ei altceva? Mă, ce tata! You sons of bitches! Oh, și avem și un Sherman Firefly! Începe să-mi placă! Hei, și avem și Calliope din partea lui Chapuis Arm. Deci meciul ăsta tocmai a devenit foarte, foarte interesant, pentru că Zenit în curând ar fi pierdut acest squad de Panzer Grenadiers. Din fericire pentru el, nu se întâmplă asta. Iarăși Mortar Half-Trick aici. Panterele au fost reparate.
Are domnul Zenit acel upgrade pentru reparații sau nu? Frumos se face scouting cu acest Captain Crab din partea lui Zenit, și Zenit va avea în curând panterele, da? Deci meciul o să înceapă să devină foarte interesant. Și da, se pare că domnul Duck nu știe de faptul că există un Firefly. Huu, god damn, și mai există și acest Calliope, o să iasă un masacru. Iarăși, mare atenție acolo la acest Mortar Half Track. Nu! Haideți să vedem ce este și aici, unde panterele sunt întâlnite de acești, de acest 17 Panther 80 Gun. A căzut un panther, prieteni, a căzut un panther. Și toate trupele britanice aici în spate, car de artileria pentru Duck Noob. Important e că acest Firefly a rămas în viață și s-a distrus un panther din partea lui Rață. Haideți să vedem ce vor putea să facă acum panterele lui Zenit. Acest Firefly nu mai are suportul acestui emplacement de AT și Zenit trebuie să-i distrugă acest Firefly, este crucial să o facă. Apare și Duck Noob cu panterul lui. Firefly ăsta nu mai are nicio șansă, a căzut, deja există vet pentru acest panther care ia un vet defensiv. Enemy vehicle buttoned. Și ce frumos sandwich este aici făcut de către tancurile germane. Haide frate, cu mardul ăla mai în față, battle Dumnezeu. Out of control acest Faghound și apar bestiile astea numite sappers sau piatiști. Între timp americanul încearcă și el să facă aici ceva pe flancul ăsta, immobilized Zenit, ar că am trebuit să meargă acolo ASAP. Să lase în pace pe Duck Noob pentru că va putea să scape. Du-te, salvează-ți acel da, Shellite War Machine. Aceste T-17 o să revină pe hartă. Panther-ul lui Duck Noob începe să ia destul de mult damage, dar până la urmă reușește să scape și Panther-ul probabil să se oprească undeva când o să fie în zona asta. Îmi place și faptul că s-a securizat muniția asta, nu am observat până acum treaba asta și e foarte bine pentru că muniția va începe să vină încet și sigur pentru a se putea da acest sector artillery. Deschide focul domnul Chapuis Arm cu acel cu acea Calliope, pardon, dar panterele lui Zenit se repară încet și sigur. Și iară se deschide focul. Să vedem dacă va pierde un panter Zenit. Nu, scapă, Doamne ajută. Doamne ajută, scapă cu panterele și dacă nu bagă aici foarte multe unități la reparație. Nu știu dacă cumva află americanii de treaba asta, o să iasă extraordinar de urât pentru jucătorul german. Și foarte multe T-17. Sincer, trebuie să fie suportate de AT-urile astea și să nu uităm faptul că rața nebună, sau nu, pardon, mă scuzați, rața nubă poate să cheme acest Hummel. Da, deja are destul teritoriu pentru a putea să cheme bestia de artilerie germană. Și îmi place că imediat după ce capturează pune capcană. Foarte tare. Aici o tentativă din partea lui Zenit de a... Sau mă rog, și-a făcut treaba, a dat jos benzina. Însă cu aceste T-17 care sunt peste tot și fiind armor pot să cucerească, e așa, in your face, niggas. You said the N-word. In your face, bitches. Pentru panțăr elit, americanii pot să captureze și ei, așa cum o face Ketten-ul pentru germani. And 200 manpower for Hummel. O bună treabă din partea lui Zenit. Acest 88 o să-și spună cuvântul versus aceste AT-uri și T-17-le alea, iar Hummel-ul va putea să lay down the hurt pe aceste emplacement-uri britanice. 17 pound rating gun acum iarăși pe flancul unde s-a văzut bătălia de tancuri cu Firefly, Panther și așa mai departe. Și acum Panzer Duck Noob, he's feeling lucky, man. Încearcă aici un charge heroic. Da, un charge și domnul britanic Factor Now dă un heroic charge aici pentru a putea să respingă blobul ăla german. Iarăși ne întoarcem aici unde
vin aceste T-17, dar mare atenție, s-a terminat 88-ul, oricum este identificată poziția și aștept imediat să văd barajul ăla de călaie, exact, a început, mare atenție, dacă nu bag chimat și el Hummel-ul, da, după cum se poate vedea aici pe cooldown. Cred că nu s-a distrus nicio unitate germană, ci pur și simplu ceva wreck-uri și Hummel-ul este chemat, se trage și cu artilerie acolo. Unde? Hummel-ul deschide focul în această zonă și cred că am asistat la distrugerea unui AT și CRU și unealtă. Haideți să vedem unde este Hummel-ul aici. Are un kill de... What the fuck? Ba, n-are niciun kill. N-are niciun kill... Probabil că atunci sector artiu ăsta și-a zis cuvântul, pentru că am auzit în căști Group player has proven its superiority once again. Nu știu, frate, pe de rost ce zic căștia. Încerc și eu să mi-aduc așa aminte din vremurile când eram maniac. Apropo, m-au tot întrebat unii și alții fraților, când jucam ca un maniac era ceva de genul cum joacă coreenii StarCraft 2. Mă trezeam la 8 dimineața, la 9 începeam să joc, terminam pe la 4 dimineața. Deci cam așa jucam eu Company of Heroes în vremurile mele când am fost... labeled as a maniac and a crazy fuck. Da, deci într-adevăr că atunci chiar sărisem peste limitele bunului simț cu jocul, dar ce să zic, am iubit jocul ăsta, continui să mai țin la el, nu-l mai iubesc pentru că este foarte vechi, dar să nu începem cu depănări de amintiri amoroase și așa mai departe. Haideți să vedem ce să se întâmple pe flancul unde există două T-17-uri. Iară se deschide focul cu acel călaie P și se dorește distrugerea acestui 88, nicio problemă. În momentul în care crul va cădea, o să fie repus. Și ce Dumnezeu se aude, artilerie aici pe acel T sau 17 pounder AT gun. Și avem aici un Panther din partea lui Zenith, știe că trebuie să distrugă acest călaie, te rog, dă-i în pământ, până când se termină abilitatea. Of, a apărut iarăși călaie pe acolo. E greu să faci toate chestiile astea și încă o chestie, o treabă făcută de către domnul Duck Noob, a distrus acest punct de victorie, da? Și momentan este freeze total pe Volhețe la lead-ul de puncte. 236 pentru german, 405 pentru aliați. Călaiopiul ăsta, din păcate, a fost salvat, dar nimerește iarăși în acest wolf pack de pantere. Și din nou germanii se vor angaja în urmărirea unei unități care poate să pună o presiune extraordinar de mare și este chiar și game changer dacă nimerești un voleu extraordinar de bun versus, să zicem, unități de, să zic așa, Yacht Panther, King Tiger, Tigerul de la Bleach și așa mai departe. Iese mare atenție un M18 Hellcat, dar este un singur M18 Hellcat, că Lyopiul a căzut și este momentul ca germanii să plece, exact, pentru că sunt și două Firefly-uri din partea lui Factor Now și mai există și un AT care este constant adus în spatele acestor blindate. În schimb, pe flancul ăsta unde Duck Noob s-a tot luptat cu Factor Now, trupele acestui jucător de panțărit își creez drum până în proximitatea acestui călaie, pe mare atenție. Haideți să vedem și bătălia asta de tancuri între un Panther de VET-2 al lui Zenith și încă un Panther de VET-1 al lui Zenith versus aceste două Firefly-uri. Se pare că acel M18 Hellcat a căzut. Și oare cine o să cadă, cine o să câștige bătălia asta? Firefly-urile nu sunt folosite așa cum trebuie să fie folosite, de la o distanță foarte mare. Și versus două pantere și atât de aproape, nicio șansă să câștigi cu ele. Mai ales că acele pantere erau full health. Iar acum, Duck Noob, ia uitați-l până unde a reușit să intre cu aceste trupe de panțăr Grenadiers, foarte bine jucat de către aliatului Zenith din acest match.
Vet 3 pe acest Panther și Vet 2 pe ăsta. Au luptat băieța și mai există acest AT și Zenith chiar ar trebui să fie mult mai atent. Trebuie să plece de acolo, damage, engine pe Panther de Vet 3, nu pot să cred. Apare și un Sherman din partea lui și apui arm și asta e semnalul că trebuie să pleci cu acești Panzer Grenadiers, pentru că sunt trupe de Vet și nu vrei să tot pierzi manpower, pentru că, bine știți, M4 Shermanul ăsta este un Infantry Sniper Killer, motherfucker, meciul ăsta. Ce să fac, asta e. M-am trezit, sunt bine dispus, de ce să nu încep să mai fac un pic de rock and roll. Nu știu Dumnezeu s-a întâmplat aici cu acest Headquarters Command Truck. Probabil că o să-l mute acum domnul Factor Now. Și până la urmă punctul ăsta de victorie reparat și cucerit și s-a tras și un pic de sârmă ghimpată aici. Sârmă ghimpată distrusă de acest armor car. No fucking problem, man. Bă, iară vorbești în engle, iară în jur, mă. The hell, man. Hummelul deschide focul și tocmai ne anunță faptul că s-a cercetat și Veteran Sergeant Completed și acel Fieldcraft pentru Panzer Grenadiers și cine a făcut acest research, nimeni altul decât rața nubă. Iarăși un Sherman Firefly aici, care nu așa trebuie să joci cu ele tot timpul, cât mai departe. Însă mare atenție, există acest 88 și un răspuns foarte bun ar fi fost un howitzer din partea britanicilor. Spun eu că ar fi putut să spună cuvântul versus acest 88. Că Laiopiul ăla este bun, dar eu sincer aș prefera să fie folosit versus bloburile astea de Panzer Grenadiers și versus blindate germane. Iar se deschide focul cu acel călaiepi sau călaiepiuri. Panzer Duck Noob intră aici cu acest Panther. Sherman ăsta pur și simplu n-are niciun cuvânt de spus. Și AT-ul ăsta o să cadă în ciuda faptului că există un T-17, nimănui nu-i pasă și în momentul în care a căzut acest AT, se intră cu pantele lui Zenith. Iar cred că treaba asta o să fie GG, prieteni. O să fie GG pentru că ce a mai căzut pe aici? A căzut Shermanul, piese acest Firefly, mai există și AT-ul. Acest emplacement de-abia acum îl întoarce britanicul, însă tancurile germane sunt cam la limita razei de acțiune pentru AT-ul britanic și se trage și cu acel Hummel în baza americanului. A căzut și acel Calliope, tancurile lui Zenith vor trebui să se retragă un pic pentru a ieși din raza de bătaie acestui AT britanic și e cam gata. Iar s-a distrus, ba nu, nu s-a distrus, a fost decapat. Și cred că îmi place pentru că există abedura de anti-tank grenades din partea lui Duck Noob. Și baza americanului va cădea. Probabil că o să-l aducă ca pe britanic. Da, numai că americanii nu au sau mă rog, asta este baza americanului și s-a extins și aici unde trebuia să fie britanic. În fine, ideea e că se va câștiga prin distrugerea tuturor clădirilor. Asta dacă da, se pare că unul dintre aliați a și ieșit unul din aliați. Mai rămâne britanicul și normal, calculatorul nebun. Ăla e nebun calculatorul, o să înceapă să construiască. El tot construiește, engineer, se trimite pe tot pe hartă. Și da, câteodată chiar poate să întoarcă soarta meciului. Da, cum spuneam, engineer face calculatorul. Păi da, de ce drag să nu facă dacă are atât de mult manpower? Începe, pune, repară, face din aia ninja repair. Dacă vede că ești acolo, începe să repare din altă parte. Îi bagă prin clădiri și mai departe. Mare atenție artilerie pe aceste pantere. Se pare a fost un fake arti. Și banca, doamne Dumnezeu, baza asta o să cadă. Ce nu se mai întâmplă aici? Hummelul trage din răsputeri. Și nice job, spune domnul Zenith. Interesant că se scrie la toată lumea și probabil ca să le enerveze pe ăsta sau să-l oblige naibii odată să iasă din joc. Calculatorul, păi da, ia uite-l, cheamă că l-ai api. Da, și se termină acest replay.
Foarte frumoasă muncă de coordonare între cei doi jucători de Panzerlit, mi-a plăcut foarte mult, felicitările mele. Și despre americani, sincer, nu știu ce să zic, au încercat, în schimb este destul de greu versus Double Panzer Elite. N-am înțeles de ce Dumnezeu s-a făcut spamul ăla de T-17, cred că a spamat individual, nu știu, vreo 6 sau 9 mașinuțe din alea care în continuu erau distruse de acel combo de infantry, pardon, infantry, AT Half-Track și Marderul ăla. Da, deci habar n-am ce a fost în capul individului ăsta așa pre-arm. Iar meciul s-a terminat în momentul în care a apărut Panther Battle grupul și o foarte bună alegere de doctrină din partea lui Panzer Duck Noob și a lui Zenith. Mare atenție, da, Zenith a avut acest 88 AT perfect pentru tot ce poate să aducă americanul și britanicul, da. Artilerie pentru în cazul, să spun, în care ar fi fost și un howitzer britanic construit pentru a se ocupa de acest 88 și așa mai departe, da? Deci foarte frumos, foarte frumoasă și alegerea de doctrine și ăsta a fost primul request din partea lui Zenith. Mai avem unul, cred că tot pe Volhețe, dacă nu mă înșală memoria, ăla o să fie adus probabil mâine sau poi mâine. Până atunci însă eu vă invit să urmăriți acest cast și ca de obicei scrieți-vă părerile, dați-vă cu părerea și așa mai departe și până la următorul cast al lui Zenith. Warbinger vă salută, toate cele bune, ciao, ciao!